domnule ministru, știm că până în acest moment sunt blocate DSP-urile din Mureș și din Constanța. Ce efecte ar putea avea blocarea mai multor DSP-uri din țară și ce faceți ca să deblocați aceste proteste? Noi încă de la începutul săptămânii trecute ne-am întâlnit cu organizațiile sindicale care reprezintă angajații direcțiilor de sănătate publică. Au existat mai multe runde de negocieri, mai exact 3 până în momentul de față. Am elaborat împreună un document care să permită într-un viitor previzibil rezolvarea problemelor salariate legate de angajații direcțiilor de sănătate publică. Rugămintea mea este ca ei să desfășoare în mod normal activitatea, mai ales în această perioadă de sfârșit de an, încât starea de sănătate a populației să fie protejată. Îi încredințez că tot ce îmi stă în putință, în calitate de ministru al sănătății, voi face. Din acest motiv am și avut aceste întâlniri încă din primele momente. Rămâne de văzut și un calendar al modului de îndeplinire a acestor revendicări, de satisfacerea acestor revendicări, și acest lucru este important pentru că, știți bine, acum la sfârșit de an ne găsim și într-o anumită presiune ca și țară în ceea ce privește limitarea deficitului bugetar. Referitor la cazul Mărgeni, aveți date noi despre stare? Nu am. Deci datele noi sunt că toți pacienții internați în cele 3 spitale, Bârlad, Vaslui, respectiv Iași, sunt într-o stare de sănătate publică și vor fi sau au fost externați. Domnule ministru, ce soluții există pentru pacienții cu boli cronice, pacienții cu cancer, pentru că știm cu toții că au acces mai greu în ultima perioadă la tratament din cauza lipsei de fonduri? Din nou o să vă răspund foarte tranșant. Noi facem tot ce ține din punct de vedere legal de noi, încât să putem asigura finanțarea programelor de sănătate, cu precizarea că întreaga responsabilitate privind finanțarea programelor de sănătate revine Casei Naționale de Asigurări. Ei sunt ordonatorii de credite care repartizează spitalelor banii pentru finanțare și pentru programe. Asta nu înseamnă că sunt singuri. Suntem împreună cu dânsii, căutăm soluții, discutăm cu Ministerul Finanțelor și suplimentarea bugetului cu 1,7 miliarde de lei în urmă cu 2 săptămâni, iar săptămâna trecută cu 3,5 miliarde de lei pentru luna decembrie, este făcută tocmai în scopul asigurării acestor condiții de finanțare care să facă programele să se deruleze cât mai aproape de normal. S-au alocat deja 3,5 miliarde pentru programele de sănătate, pentru plata farmacilor și pentru plata spitalelor. Legat de dosarul DNA cu vaccinurile COVID, câte doze au fost cumpărate și câți bani s-au cheltuit și câte au fost aruncate, adică n-au fost folosite? În total, România a contractat 80 de milioane de, deci a stabilit obligații contractuale de 80 de milioane de doze, am luat 35 de milioane în valoare de 2,5 miliarde de lei. Din cele 35 de milioane care au fost luate, 10 milioane au expirat, au fost distruse sau sunt în curs de distrugere. Aveți ceva de reproșat oamenilor care s-au ocupat de acest lucru? Eu nu am de reproșat nimănui nimic, nu facem decât să ne facem datoria, punem la dispoziția organelor de cercetare penală toate documentele care există la Ministerul Sănătății. Cred că orice fel de comentarii până la finalizarea anchetei penale sunt de prisos. Ce părere aveți de demersul Colegiului Medicilor referitor la expertizele medico-legale în cazul malpraxisului? Acolo e o propunere de modificare a legislației. Mie îmi pare rău că această propunere de modificare a legislației nu a fost nici transparentă. Ministerul Sănătății nu a fost consultat în niciun fel ca să rezolve astfel de problemă și să vii într-adevăr în sprijinul medicilor. Cred că trebuie transparență și reprezentativitate în consultări. Este domnul președinte al Colegiului Medicilor, are o poziție, o respect, este poziția dânsului. Noi însă trebuie să apărăm dreptul de liberă practică al medicilor, care nu trebuie să fie împovărați cu sarcini financiare care să îi aducă în situația să muncească ca să-și plătească asigurările și ca să-și poată obține dreptul de liberă practică. Noi vom fi împotriva unui astfel de demers, vom fi însă vom sprijini demersurile care într-adevăr protejează deopotrivă medicii, dar și pacienții. Și ultima întrebare, ce vaccinuri vor fi decontate la 1 decembrie? Pentru ce categorii de vârstă și
cât este această decontare? De la 1 decembrie, vaccinul HPV va fi decontat integral pentru fetele și băieții cu vârsta de până la 18 ani, iar femeile între 19 și 45 de ani vor primi vaccinul cu decontare de 50%. Mulțumesc frumos!